Banda de hoți destructurată de polițiști, 5 indivizi care au spart mai multe magazine pe raza județului Hunedoara, au fost prinși și reținuți de polițiști. Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani au ajuns după gratii, iar ulterior 3 dintre ei au fost arestați preventiv. Polițiștii din Hunedoara au identificat și au reținut 5 hunedoreni cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani, anchetați pentru mai multe infracțiuni de furt calificat din societăți comerciale. În 20 iunie, cei 5 au intrat prin infracție forțând ușa de acces în incinta unui magazin alimentar din Hunedoara, de unde au sustras mai multe pachete de țigări. În 18 iunie, cei în cauză au forțat grilajul anti-efracție a unui chioșc alimentar, de unde au furat mai multe pachete cu țigări. Cei 5 au fost prezentați magistraților judecătoriei Hunedoara, care au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile față de 3 dintre aceștia, a informat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Un adolescent de 17 ani și un tânăr de 25 de ani vor fi cercetați în continuare în stare de libertate.